Angajații Institutului de Medicină Urgentă din Capitală au înregistrat o nouă performanță. Doctorii au salvat în premieră un moldovean de la deces datorită unui aparat de oxigenare extracorporală procurat acum 2 ani de Ministerul Sănătății. Pacientul norocos este un bărbat de 38 de ani căruia i-au cedat plămânii din cauza gripei și ulterior a intrat în comă. Dispozitivul medical i-a înlocuit plămânii vreme de 3 săptămâni. Faceți cunoștință cu Vladimir Mâltov din Capitala, care datorită medicilor de la urgență are acum 2 zile de naștere, cea de-a doua fiind când s-a trezit din coma. În comă undeva am fost de tot cu 3 săptămâni. O perioadă foarte grea, mulți cred că e somn, dar asta nu e somn, asta e chemă. Tot se aude, tot percepe. Bărbatul povestește că 2 săptămâni și jumătate a stat în comă în alt spital, însă acolo medicii nu au putut să-i facă nimic, așa că a fost transferat la urgență, singura instituție care dispune de acest aparat de oxigenare extracorporală de care avea nevoie pacientul pentru a rămâne în viață. La 5 zile după ce a fost conectat la acest dispozitiv care îi curăța sângele de dioxid de carbon și îl îmbunătățea cu oxigen, bărbatul a deschis ochii. Dacă calculăm toate scorurile și toți parametrii la cu care pacientul nostru a venit la noi, probabilitatea lui deces era mai mult de 95%. Astfel, medicii de la terapie intensivă au luptat pentru viața acestuia timp de 46 de zile. Personalul mi-a spus că eram foarte edemat, mâinile, picioarele, capul. Până în ziua de azi am sechele în cap. De la... Da, șezut, la stat. Am avut și în frunte, aici, dar deja s-a... cicatrizat. Tot de la... Capul a fost bandajat cu bint elastic și am stat pe burtă. Din cauza că a suferit un accident vascular cerebral în timp ce se afla în comă, motorica acestui a fost afectată. Așa că medicul anestezist Ivan Câvârjâc, unul dintre cei 6 specialiști care pot lucra cu acest aparat, l-au forțat pe bolnav să cânte la chitară. Am o senzație că în mâini am mai mult putere ca în picioare. Iar de o săptămână a început să facă primii pași. Câți pași puteți face? Minimum 10. Și în fiecare zi? Din fiecare zi, 3-4 ori pe zi. Bărbatul susține că imunitatea i-a fost puternic afectată după ce acum un an a suferit o formă gravă de COVID, iar în toamnă a trecut printr-o intervenție la inimă din cauza aritmiei. În ciuda complicațiilor, pacientul a putut fi salvat după ce a fost conectat la aparatul de oxigenare corporală. Nu este prima tentativă a noastră, pentru că, evident, până nu începi procedura, nu poți să o faci deodată cu succes. Am avut pacienți la care a fost conectată procedura de ECMO, dar, din păcate, fără succes, ne bucurăm foarte mult. De fapt, e prima noastră succes. Dispozitivul medical, în valoare de peste 80.000 de euro, a fost procurat de autorități acum 2 ani cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Este destinat pacienților care suferă de insuficiențe respiratorii de peste 50%. Două dispozitive avem azi, de diferite tipuri. Un dispozitiv permite... să-l faci și pe ambulanță. Deci noi putem merge în alt spital, să-l trecem la dispozitivul dat și cu transportarea cu dispozitivul, că el îi permite așa să fie transportat, adus în spitalul nostru și continuat tratamentul. Acest caz este primul caz de succes în cadrul Institutului de Medicină Urgentă și dovedește faptul că această tehnologie, cu toate că ea este foarte și foarte costisitoare, doar numai seturile de consumabile pentru un singur pacient valorează peste 700 de euro la fiecare pacient, la fiecare ședință, dar totodată, ca rezultat al aplicării acestei tehnologii, noi putem să restabilim
atât funcția plămânilor, cât și funcțiile altor organe afectate în timpul bolii. De cealaltă parte, aparatele de oxigenare extracorporală au început a fi utilizate în lume încă din anii 90, iar în România din 2012 acestea au început a fi folosite pe scară largă odată cu pandemia, iar rapoartele arată că această procedură a redus rata de deces cu aproximativ 46% în cazurile bolnavilor gravi de COVID.